Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Surprins, dar e 7:28. Nici nu mă așteptam. Astăzi, pe 17 octombrie, vreau să vă spun că este Sfântul Proroc Osea. Osea. Sau Osea. Nu știu cum este Osea sau Osea. Osea, mă. Osea. Sfântul ocrotitor al celor rătăciți. Deci dacă nu vă merge Waze-ul, puteți... vă rugați la Sfântul Proroc Osea. Ce sau origine Osea? Avea, ca să îi stabilim și numele corect? Păi este un proroc care venea din Orientul Mijlociu, cum îi zice. Osea, stai. Eu am crezut că vine din spre Republica Moldova, Ucraina, din partea asta. Pe vremea nu era cu Republica Moldova? Ai, nu poți să știi. Uite, numele Sfântului Proroc Osea, sau Osea, este de origine ebraică și se traduce prin Dumnezeu mântuiește. A fost un profet al Vechiului Testament, care a transmis mânia și întristarea lui Dumnezeu față de greșelile poporului ales. Deci asta e. Și în contextul ăsta, doar să vă spun că se caută cabanier pentru cel mai înalt vârf din Dolomiți, Munții Dolomiți. Este vorba de cabanier pentru cabana Punta Penia, care e la 3.343 de metri altitudine. Ultimul cabanier tocmai a demisionat după o activitate neîntreruptă de 7 ani. În care pare că s-a și prăjit complet la cap. E foarte interesant interviul ăsta pe care l-a dat domnul Carlo Budel, a ajuns la 51 de ani. Da. Deci la 44 de ani s-a făcut cabanier la 3340 de metri. Da, s-a mutat. A povestit că acolo e plictiseala la ea acasă, doar din când în când mai vine cât un alpinist care reușește să găsească rătăcit drumul, să-și usuce ciorapii și să bea un ceai. Asta era activitatea lui. Și a spus că acum că a demisionat, abia așteaptă să vadă din nou cum e vara și să-și rea mai vechea lui pasiune, culesul și gătitul ciupercilor. Da. Mă tem că nu sunt ciuperci în ordine, nu sunt șampinioane și nici hrib. La ce altitudine se opresc din crescut ciupercile? Adică la 3400 presupun că nu mai există ciuperci. 100% nu mai e nicio ciupercă. Nici la 2000 nu cred că sunt ciuperci. Ciupercile cred că sunt mai la... La ce altitudine ați găsit maximum ciupercă? Da. Comestibil. De ce spun despre domnul Budel că nu e în apele lui? Pentru că dânsul a povestit că la un moment dat, povestind despre pasiunea lui pentru ciuperci, da, la un moment dat am plecat la ciuperci, am parcat pe marginea drumului și mașina a luat-o la vale. A durat 5 ore să o recuperez. Deci are exact comportamentul de mâncător de... Mă, să știi, ei au pe acolo, pe munții italieni. Au niște Fiat Panda de-alea mici și vechi, da, alea da. 4x4, au fost de mare succes, mergeau ciobanii cu el. Și vreau să spun că m-am dus o dată într-o vacanță în Italia, undeva într-o cabană pierdută pe un deal din Toscana. Și cu mulți, mulți ani în urmă, nu exista Waze, noi aveam un GPS și un nume de un GPS cu coordonatele. Trebuia să mă duc la longitudine și latitudine. Și am ajuns în mijlocul unui sat la ora 10 seara și trebuia să o caut pe Margherita, care avea cheia de la casa respectivă. Și umblam ca bezmeticul cu Ione prin satul respectiv și striga: Margherita, Margherita! Cele din urmă m-am dat de un nene la barul din sat care a zis: vieni con me. Și el s-a urcat într-un... Nu soi, Margherita. Nu, s-a urcat într-un... Și vă duc eu, știu eu, pe Margherita, nicio problemă. Și s-a urcat într-un Fiat ăsta Panda super rablagit, care cred că avea 20 ceva de ani, și a zis: vină după mine. Mă, și-a luat-o pe un drum forestier de oi, noaptea. Eu m-am ținut după el, nu vedeam decât stopurile din fața lui, dar pe niște pante de-astea îngrozitoare am mers cu el acolo, na, asta era treaba. Ne-a cazat și el a plecat. Și a doua zi dimineață, când am zis să coborâm și noi în sat, m-am îngrozit când am văzut pe ce drum m-a dus ăla. În beznă totală, fără niciun strop de vizibilitate, un drum de pământ și nisip și pietriș. Deci în stânga și în dreapta erau râpe de zeci de metri adâncime. Da, da, da. Și eu mă era total nebun, aș putea să mă dau de berbelea cu orice moment. Nebun e și ăsta al nostru, da. Domnul Budel, care m-a cucerit ca absolvent de filozofie, ce mă aflu, m-a cucerit cu această frază din interviul său. După ce a povestit cu mașina care a luat-o la vale și a recuperat-o în 5 ore, a spus: idioții se nasc. Eu m-am născut idiot și voi rămâne un idiot. Am ajuns la un nivel în care totul mă face să râd. A fost o vreme când mi-aș fi făcut griji pentru mașină, dar acum nu mai simt nimic puternic. A conchis domnul Budel. Clar e și efectul singurătății, dar omul, deci, nu, eu zic că e și de la ciuperci, totuși numai de la singurătate să face așa urât. Deci hribii nu fac de-astea, porcinii n-ai efectul de astea. Nu, dar la astea nu e. Te mutam în vârful munților așa? Niciodată. De ce, mă, e liniște, e frumos? Nu, mă, e prea liniște. Câine, nu vezi ce ajungi să faci? N-ai nicio treabă, aprovizionare odată pe lună.
Și ăsta, până și el a zis că dacă nu-i găsesc un înlocuitor, a zis că a găsit un băiat cu un câine. Iată. Băi, cu un tânăr care stă cu câinele într-o rulotă. Îți dai seama că și ăla e probabil cumeseam cu el la ciuperci. Și a zis că ăla ar vrea să se bage, dar dacă cumva se sucește, mai stă el un an, dar maximum un an, că nu mai poate, nu-i mortal. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.